atât mai surprins, cu cât, din păcate, amărgura lui politică din regimul trecut a estompat, în general, calitatea de om de cultură și de om de știință. Sigur că în anii premergători războiului, în mod normal, un tânăr intelectual nu prea avea alternative în alegerile politice. Putea să devină comunist, cum a fost tatăl meu, sau putea să devină legionar. El a fost un dușman declarat al legionarismului și a încercat o instaurare a unei etnie sociale pe baze marxiste. E destul de dificil să evaluăm astăzi dacă a greșit sau nu, dar judecând după prestațiile politicienilor actuali, parcă ar zice că el a avut dreptate. Aș vrea, foarte pe scurt, rememorez puțin evoluția personajului Minu Constantinescu. A fost fiul unui savant absolut genial, profesorul Murgoci, membru a 4 academii din toată lumea. Un novator extraordinar în pedologie și în geologie. Pe lângă calitățile științifice, profesorul Murgoci avea și o specială aplicare către sexul frumos. Așa că tatăl meu a fost fiul acestuia cu traducătoarea oficială a Institutului Geologic. N-a putut să-i dea numele pentru că soția oficială, o scoțiancă, era catolică și nu a admis divorțul. Tata a considerat că este mai demn să adopte numele de Constantinescu pentru că a fost crescut de mama lui, profesoara Constantinescu. A rămas orfan de tată la 7 ani și de mamă la 14 ani. Nu a derapat și nu a greșit în alegerea căii vieții lui. A terminat liceul întreținându-se singur cu cea mai mare medie pe țară. I s-a oferit pe loc de către președintele Comisiei de Bacalaureat, profesor Onisifor Ghibu, un post de asistent la Universitatea Cluj. A preferat totuși să nu dea curs acelei invitații, ci să devină studentul lui Dimitrie Gusti, despre care știa și pe care îl respecta foarte mult și cu care a venit să lucreze, după cum știți. A reușit, în ciuda adversității vieții, să devină un intelectual de mare amvergură, un om de o foarte mare cultură și un novator în toate branșele științifice în care a activat. Ce pot să vă spun e că, de exemplu, vorbea 8 limbi. Engleză, franceză, germană, latină. În 1971 a deschis un congres la București, ținând un speech, o cuvântare liberă în limba latină, spre uimirea întregii asistențe, care de noi fie vorba.